Eleva care a semnalat bătaia de joc a firmei de transport în comun la adresa călătorilor face naveta de la vulcana de sus la Pucioasa la liceu. Aceasta începe relatarea pe un site de socializare spunând că a avut o zi foarte proastă, mai rău decât de obicei, pentru că toate zilele ei sunt proaste când vine vorba de drumul spre casă. Am plecat de la liceu cu 20 de minute înainte de terminarea orelor ca să găsesc un loc în picioare, în mașina care parcurge ruta Pucioasa Vulcana de Sus. Trecând peste, am ajuns în curtea autogării Pucioasa, în care se aflau două autobuze și trei microbuze, printre care și cel cu care trebuia să ajung eu acasă la gura vulcanei. Mașina era deja plină de persoane, iar mulți dintre copiii de la Vulcana nu au ajuns. M-am dus la șofer să îi spun că în situația asta nu am unde să urc și l-am întrebat unde sunt și restul șoferilor, pentru că și cei din Brănești, o rută prin care trecem zilnic, voiau să urce. Răspunsul a fost curt și la obiect. Nu sunt. Când am auzit, m-am revoltat și m-a trimis să vorbesc cu așa zisul Paznic, un nene în vârstă cu ochelari și părul mai lung, sau ce Dumnezeu le este, pentru că doar să ne jignească, știe. M-am dus frumos înăuntru, în speranța că măcar să găsesc o persoană, dar bineînțeles, omul acela nu era. Că na, când vede că situația este cam nasoală, se ascunde, dar în schimb am găsit un șofer care dormea bine mersi pe o canapea improvizată, pretextul fiind că se simte rău. În scurt timp, în curtea autogării s-au strâns în jur de 50 de copii, întrebarea tuturor fiind unde ne este mașina. Singurul șofer, adică cel care mergea pe cursa mea, a primit un telefon și s-a spus în felul următor. Ia ce poți și pleacă, nu stați să lor explicații. you Adolescenta a cerut sprijinul persoanelor adulte din jurul ei care treceau prin aceea situație, dar care s-au dovedit a fi prea comode pentru a interveni. Treaba deja se complicase, așa că șoferul mi-a spus, Uci sau rămâi aici. Nu voiam să o îngrijorez pe mama, un părinte care îmi plătește lunar un abonament de 120 de lei, abonamentul până la vulcana de sus fiind de 145 de lei. Părintele meu nu este bancomat să îmi plătească abonamentul și să mai vină așa din când în când să mă ia de la pucioasa, că nu are chef patronul de la firmă să ne bage mai cum trebuie sau măcar mașini. Nu doar lipsa mașinilor este o problemă pentru elevii napetiști, ci și modul în care sunt tratați de angajații firmei, fie că vorbim despre șoferi, controlori sau dispeceri. Nici patronul nu este mai educat, acesta ignorându-i pe oamenii care se plâng de condițiile în care sunt transportați. În sfârșit, în celelalte zile, situația nu mai este așa de rea, în sensul că nu trebuie să stau pe pragul mașinii și că îmi simt corpul. Au fost zile în care aveam un autobuz, dar după ce șoferul a plecat, iar noi am întrebat unde ne este mașina cea mare, răspunsul a fost am vândut-o. Au fost și cazuri în care colegii și prietenii mei au fost bruscați, împinși și jigniți și amenințați de șoferi, spunându-se în felul următor colegului meu de bancă, dacă mai deschizi odată gura, o dată gurați-o ei. Normal, pe ruta de la Pucioasa Vulcana de Sus trebuie să fie două curse seara, una la 7 și cealaltă la 7 și 25. Astăzi, când am pronunțat sun la poliție, cineva din spate mi-a spus că o fac degeaba, pentru că nu se rezolvă nimic. Poate o amendă, așa, de ochii lumii. Mai sunt multe de povesti, dar cred că v-ați dat și dumneavoastră seama sau treceți prin ce trec eu. Dacă fac singură gălăgie cu încă două-trei persoane, ni se reproșează că suntem needucate și că nu avem cei șapte ani de acasă. Copila atrage un nou semnal de alarmă pentru autorități, dar și pentru călătorii care nu trebuie să mai accepte tratamentul firmei de transport în comun. Firmă de transport, oameni, nu mai stați și îi lăsați să-și bată joc de voi, faceți gălăgie, revoltați-vă, este vorba de noi. Situația persistă de ani de zile la această firmă care își bate joc de oameni, transportându-i ca pe sardele, așa cum spun călătorii. Autoritățile județene nu au luat niciodată măsuri împotriva acestui patron, semn care cunoștință la nivel înalt, probabil, în Ministerul Transporturilor.